Elevii care deranjează orele vor merge în sala de detenție și le vor fi confiscate telefoanele mobile. Să moară familia mea, nu eu dai eu un pumn la o doamnă. Dacă vă uitați la filme americane, sigur ați auzit de sala de detenție, acolo unde sunt trimiși cei care nu respectă regulile școlii sau care deranjează orele. Nu ți-o supăra, sunt mor de supărare, sunt trist cu adevărat. Ei bine, treaba asta urmează să fie implementată și la noi, conform statutului elevului, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației. Nu ești cu minte și deranjezi ora, nu mai primești absență. Metoda asta va dispărea și în loc să ieși din clasă și să pierzi vremea o oră, mergi la sala de detenție, care e practic o altă sală goală, nu e așa o celulă de pușcărie, deci nu vă speriați. Dar ar Dumnezeu să dea, să le-am foc pușcăria. Iar acolo nu stai pe telefon și la caterincă, ci faci teme, citești și alte activități școlare. O altă prevedere se referă la folosirea telefoanelor mobile sau a device-urilor în timpul orelor fără acordul profesorilor. How to hide your phone in class, part 2. Cine stă pe telefon, se clizește cu colegii și nu e atent la cursuri, rămâne fără el. Uite că regula asta pe care au implementat-o recent 17 școli din Anglia a ajuns și la noi, doar că în varianta ei mai blândă. Telefoanele mobile, un alt lucru foarte important, aveți voi ele. Nu se confiscă telefonul pentru o săptămână ca acolo, ci el va fi restituit elevului major sau părinților după orele de curs din ziua respectivă. Tot în statutul elevului mai apar și alte sancțiuni, printre care observația individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul. Mă, asta e nasol, să-ți ia banii. Dar și mutarea disciplinară și diferite prevederi legate de exmatriculare, dar la asta cred că nu vrea nimeni să ajungă.